cum să zic, deci toate lucrurile astea care te aștept să meargă prost, pentru că sunt grele, sunt complicate și nu există un singur răspuns adevărat valabil, ca oricine altcineva le gestionez și eu în hindsight, deci după aia, după ce s-a întâmplat, stai seama, bă, poate puteam să facem chestia asta mai bine, poate puteam să modificăm asta, să comunicăm altfel, să decidem acolo, acolo poate că era mai bine dacă nu-l țineam pe George, îl țineam pe Ionel, știi? At the end of the day, sunt niște decizii care sunt raționale și necesare. Niște decizii raționale și necesare pentru că țin de, ok, câte resurse avem, câte resurse avem depinde de cum ne-am agonisit noi resursele, dar depinde și de câte resurse e dispusă piața să ne dea, sub formă de bani de la clienți, sub formă de bani de la investitori, și cum drămuim resursele astea cel mai bine până în etapa următoare. Etapa următoare poate să fie runda următoare de finanțare sau poate să fie o structură din asta de break-even în care începem să funcționăm profitabil. Toate presiunile astea vin din exterior, dacă vrei, și sunt în măsura în care, de îndată ce ne-am prins că există, important să te miști repede. Pentru că dacă nu te miști repede, mori, știi? Deci, important este să te miști repede și atunci noi trebuie să acționăm pe baza informațiilor ăstora care ne vin din piață. Deciziile sunt întotdeauna extrem de dureroase, mai ales atunci când ajungi să faci alegeri privind, ok, în situații din astea complicate, de genul, da, asta, aici avem o echipă foarte bună, dar care lucrează la ceva care piața nu are tracțiune, pentru care piața nu are tracțiune în momentul ăsta. Și atunci, ce facem cu echipa asta? Față de o echipă care poate este un pic mai puțin bună, dar lucrează la ceva în care e nevoie de piață. Și astea sunt niște alegeri așa de nasoale, știi, iei niște oameni de colo, colo, emoție, nu știu ce, și până la urmă, chiar indiferent în ce situație ești, ajungi să fii în situația în care trebuie să reduci o echipă, ceea ce înseamnă să discuți cu niște oameni și să le spui într-o bună zi, băi, îmi pare rău, deocamdată în firmă nu mai avem nevoie, știi, de genul ăsta de servicii. Și cred că nu avem nevoie, dar avem mare nevoie să putem să alocăm resurse în altă parte, pentru că devine un joc de, okay, de a fi acolo în piață pentru ce așteaptă piața de la noi, de a fi acolo pentru clienți, pentru ce așteaptă clienții de la noi și de a livra niște parametri care să ne facă în continuare atrăgători pentru investiții, ca să putem să ținem traseul ăsta de creștere. Și e foarte nasol, dar ce faci? Suflegi mânecile, faci ce trebuie făcut, o faci în modul cel mai uman cu putință și cel mai deschis, fără bullshit, și mergem mai departe. Pentru că există aici un vis care are multe, multe trăsături de realitate, din ce în ce mai multe, că da, putem să creăm, să transformăm piața, să creăm un soft care să aibă o distribuție globală, care să aibă tracțiune, care să schimbe modul în care se produce softul în industria financiară și implicit să schimbe calitatea softului financiar pe care îl folosim toți ca utilizatori, din partea băncilor cu care lucrăm, din partea comercianților cu care lucrăm, din partea asigurătorilor cu care lucrăm și așa mai departe.